6 zile consecutive de grevă la uzina de vagoane din Robeta Turnu Severin, iar angajații nu au primit niciun răspuns. Sătui de salariile mizere primite după 10 de ani de muncă, aceștia scandează pentru o mărire de salariu de 500 de lei. Este o discrepanță majoră între venitul primit și munca depusă în această fabrică. Greva continuă la uzina de vagoane din Robeta Turnu Severin. Cei 400 de muncitori ai fabricii au întrerupt activitatea pentru a 6-a zi consecutivă pentru a-și exprima nemulțumirile cu privire la salariile primite. Cu frică că rămâne totuși fără un loc de muncă, muncitorii disperați au strigat demisia și vrem salarii decente, cu speranța că poate doar așa cineva le va înțelege doleanțele. Această revoltă venită din partea angajaților pare a fi degeaba, întrucât nimeni nu le înțelege nemulțumirile. Adunați pentru a 6-a zi în curtea fabricii, angajații încă nu au primit niciun răspuns. Din contră, un reprezentant al companiei nici măcar nu a dorit să iasă să discute cu aceștia, ignorându-le cu nonșalanță disperarea din incinta unității. Iasă domnul director Sândulescu să dea explicații pentru tot ce se întâmplă, că dânsul devine șef de unitate. Și șeful de unitate, eu știu că tot timpul el e răspunzător de ce se întâmplă, orice se întâmplă. Șeful de unitate, el ar trebui... De marța trecută noi n-am mai intrat la lucru. Și eu aș vrea să iasă domnul director afară să vă dea dumneavoastră un interviu de ce s-a ajuns în situația asta. Pentru că nu s-a dat un ban de 3 ani de zile. Doar a știut numai muncă și atât. Și stres pe capul oamenilor. În rest n-a știut, nu l-a interesat nimic. Muncă grea, salarii mizerabile, dar și concedieri pe capete atunci când aceștia își cer drepturile. Cu asta se confruntă angajații de aici. E frică că-i dă afară. Le e frică că-i dă afară și toată lumea stă stresată că îi dă afară. Aici se trăiește într-o teroare. Ce poți? Ai vorbit, te dau afară. Teroare? Teroare. Mai erau ca pe timp, nici pe timpul Ceaușescu erau cu chestii. Nu era așa. Parcă și-au cumpărat fabrici, patrachii ale lor. Ai vorbit, te dă afară. Ai vorbit, te dă afară. Nu mai chestii de genul ăsta să înceapă. S-a făcut treaba asta, băieții sunt mari până aici. S-a dat din oameni afară. Când a vorbit chestia asta. Oamenii, peste 35. Peste 35 de ani de siriaci l-a dat afară. Și când l-a întrebat, când l-a întrebat pe un director de ce l-a dat afară, a zis că nu știe motivul. Eu nu cred că un director nu știe când se dă un om afară după 35 de ani de muncă. Nu se poate așa ceva. Pare mai mult a fi un abuz în serviciu, iar umilința se întinde la cote maxime. După aproape 30 de ani de muncă, în această fabrică, un angajat primește doar 1800 de lei. Actualul venit nu le ajunge de pe o lună pe alta, strigând cu disperare că nu își pot întreține familiile. Munca grea în condiții de risc, muncitorii de la vagoane doresc lunar 500 de lei în plus. Oamenii, mai de mama lor, i-a făcut. Venim, ne împrumutăm să putem să ținem familia acasă. Dar nu ne-am plumbut-o nimeni dacă auzit. 27 de ani. 27 de ani. Și iau undeva la 1800 de lei în mână. Ce faceți cu banii ăștia? Ce se fac cu banii ăștia? Nu mi-ajung. Dacă n-aș avea pe la țară să mă ajute, ai bătrâni și un altă, n-aș putea să fac față. Și muncesc de 30 de ani. Și muncesc cu dor, cum v-am spus. Meserie grea, n-am sport de acolo nimic. Nu am avut. Nici de înălțimi, nici de gaze, nici de foc, nici de acolo nimic. Sunt salarii de 1500 de lei. Să iei, pleci acasă cu 1500 în timpul și dumneavoastră, ce poți să faci cu 1500 în timpul de azi, când de pe 1 iunie să-ți cumpește curent, să-ți cumpește gaze, carburanță, etc. și mâncare și ce să mai scumpește? Cum poți să trăiești cu banii ăștia? Asta i-am cerut de mult, nu cerem acum, deci nu fac urând greva asta dintr-o dată. I-a spus și pe toamnă, domn director, hai să discutăm de salarii. Vă spun dumneavoastră că nu sunt bani, dar înțeleg că totuși se lucrează continuu aici. Se lucrează continuu și firma merge, compania merge pe profit. Că și fabrica de biciclete, dacă și ele merge pe profit. La vagoane, faci 3 vagoane pe zi, cum mai vorbim cu dânsul. Asta e. 3 vagoane pe zi și spun că și spun că nu sunt bani. Curtea e plină de vagoane, golea și pe care am perat de... Oamenilor le este frică să își ceară drepturile pentru a nu-și pierde locul de muncă. Deși au teama că vor fi concediați, muncitorii au ajuns la capătul răbdării și amenință că nu se vor întoarce la muncă până nu primesc asigurări că le vor fi majorate salariile.